Da, ați citit bine în titlu, în acest clip vom vorbi despre editare video profesională, direct pe telefon. Și acum veți sări cu sutele în secțiunea de comentarii și veți spune e o tâmpenie pentru că nu există editare video profesională pe telefon pentru că există o opoziție perfectă între cuvântul telefon și cuvântul profesional. Respect opinia fiecăruia dintre voi, dar dați-mi voie să vă contrazic. Eu sunt conștient de faptul că în mintea celor mai mulți dintre noi, ideea de editare video profesională este asociată unor scule profesionale, unui PC foarte puternic, cu un soft de editare dedicat și care, mă rog, face treaba asta la un anumit nivel. Dar, haideți să ținem cont de faptul că în ultimii ani puterea telefoanelor a crescut exponențial. Avem procesoare extrem de potente, cantități de memorie RAM care de depășesc de multe ori pe cele din PC-urile multora dintre noi și un spațiu de stocare mai mult decât suficient. Și nu numai asta, ci mai mult decât atât, aplicațiile care fac treaba asta pe telefon au devenit din ce în ce mai bune și din ce în ce mai puternice, mai încărcate de facilități și așa mai departe. Ce facem cu telefoanele super potente pe care le avem în acest moment în buzunar? Păi ne dăm pe Facebook, mai facem o poză, mai vizionăm un clip pe YouTube și practic am dat o mulțime de bani degeaba. Ei bine, editarea video este una dintre activitățile care vor face telefonul să și merite banii pe care i-ai plătit. Există multe aplicații bune pe care probabil le folosiți deja. Nu vreau să stârnesc aici un flame war, o discuție despre care aplicație este mai bună sau mai puțin bună. Vom vorbi în clipul următor despre Adobe Rush și asta pentru că l-am folosit recent mai mult decât intens cu ocazia Mobile World la Barcelona, unde am avut o mulțime de chestii de filmat și de montat. Așa că în minutele următoare vom face o trecere, un walkthrough prin această aplicație, veți înțelege cum funcționează și de ce este atât de bună și de ce merită până la urmă un clip cu acest topic. Haideți să deschidem aplicația și ceea ce ne întâmpină este o interfață perfect optimizată pentru telefon. Practic, în prima fereastră ai proiectele la care lucrezi și să nu uităm că este o aplicație cloud-based, ceea ce înseamnă că ea este cross-platform, bruturile tale, proiectele tale sunt încărcate într-un cloud și poți regăsi acele proiecte pe orice device vei continua să lucrezi ulterior, că vorbim despre un laptop, un PC, o tabletă sau un alt telefon. Dar vom ajunge imediat și la acest subiect. Și haideți să exemplificăm cu unul dintre clipurile pe care le-am făcut chiar la Mobile World Congress și care a necesitat, cum să spun, multe tăieturi, multe caturi, multe lucruri de acest fel. Și să începem cu începutul. Ceea ce ne întâmpină este o interfață extrem de simplă și de prietenoasă. Avem practic o fereastră de editare, o fereastră de program, să zicem așa, și un timeline. Iar în partea de jos găsești toolurile, bara de unelte. Și primul icon care te întâmpină este acel plus pe fundal albastru care îți dă opțiunile de introducere a materialului în respectivul timeline. Și avem practic captură, deci poți să faci o captură direct cu camera telefonului, o înregistrare. Iată. Deci poți să-ți capturezi respectivul material în proiect. Ok. Fie foto, fie video. Ok. De asemenea, poți să-ți importi un titlu, un title pentru acel material sau poți să-ți adaugi media direct din galeria fotovideo a telefonului. Următorul, următorul icon este Project Panelul sau mai degrabă zona în care îți găsești binurile în premier Și aici ai secvența, ai mă rog imaginile pe care le ai importat, fie ele foto, fie video, adică panelul proiectului ce se mai încoace și încolo. Urmează apoi opțiunile de timeline. Adică cum îți dorești să fie așezat, construit respectivul timeline. Și poți să ai o variantă comprimată a acestuia, care economisește spațiul de pe telefon, fie o variantă extinsă în care poți să vezi inclusiv waveformul și respectiva imagine. Toate aceste track pot fi locked, adică pot fi închise și deschise, poți închide track de sunet sau poți închide și deschide track de video în funcție de ce vrei să editezi. Atunci când faci tăieturi este preferabil să îți ții acel track închis, comprimat, tocmai pentru a avea mai mult spațiu de lucru pe ecran. Ok, o altă opțiune extrem de interesantă se referă la tipul de fișier video pe care îl prelucrezi, adică poți să-l așezi fie ca landscape, fie ca portret și iată face automatizat, practic îți decupează uh, lateralele și uh, îți pune margini negre sus și jos, asta pentru că a fost filmat în landscape, dar atunci când ai filmat în modul uh, portret uh, acoperă practic toată suprafața ferestrei de program. Și asta e o chestie iarăși foarte foarte faină, ai o variantă square, adică un pătrat, atunci când vrei să editezi astfel de clipuri pentru Instagram. Trei opțiuni extrem de importante, mai ales atunci când filmările pe care le faci sunt amestecate și sunt făcute cu telefonul. Ok, mai avem apoi o secțiune de titles. Și aici avem o mulțime de preseturi, câteva zeci de preseturi pe care Rush le pune la dispoziție pentru a-ți adăuga diverse titluri în material și pe care le poți customiza după bunul plac. Următorul tab este cel de tranziții, care sunt, cum să zic, aparent puține, dar credeți-mă, suficiente, adică sunt cele elementare ai deep to black, adică închidere în negru, închidere în alb sau dissolve, ceea ce este absolut suficient pentru un soft elementar. Următoarea chestie este legată de colorizare, iar aici avem un modul incredibil de bine făcut, mai ales că vorbim despre o aplicație gândită pentru telefon. Avem câteva preseturi, de fapt o mulțime de preseturi, am putea să spunem, pe care poți să ți le, cum să spun, pe care poți să ți le așezi, poți să ți le pui peste material și pe care ulterior le poți customiza după bunul plac, le poți edita sau poți face chestia asta de la zero din acest tab de edit unde poți modifica absolut tot ceea ce înseamnă culoare, temperatură, tentă, vibrance, saturație, iată, expunere, contrast, highlights, shadows, deci umbrele, poți adăuga ton de film vechi, de faded, sharpness, vinietă și toate acestea reacționează incredibil de bine și de real time și poți adăuga de asemenea feather, adică poți blura marginile respectivului, respectivului clip. Ok, undo, și practic ne-am întors uh, acolo unde ne interesează. Modul de audio este și el foarte bine făcut. Ai un, uh, cum să spun, un control basic pe volumul întregului clip, poți să-i dai mute și de asemenea mai ai un tab de advanced, unde poți să modifici diverse chestii. Iată ai și un auto volume în care uh, aplicația ajustează automat volumul respectivului clip, o egalizează Sound Balance poți reduce uh, zgomotul ambiental, ecoul și, de asemenea, poți adăuga o îmbunătățire a vocilor, fie că vorbim despre uh, voci bărbătești sau feminine. Ok? Deci un modul de audio destul de bine pus la punct, cu suficiente lucruri în el. Și acum ajungem la zona propriu-zisă de editare, unde ai trei opțiuni marșilate, și late, și anume aceea de cut. Deci poți să tai respectivul clip, poți să faci insert, adică poți adăuga exact la punctul la care ai așezat cursorul imaginea pe care o ai în acel moment încărcată în fereastra de editare și ștergere, adică delete pe bucata pe care ai, ai selectat-o. Ai de asemenea și posibilitatea de trimming, adică poți să... Desfaci, practic, timeline-ul și, ținând mai lung apăsat pe una dintre marginile clipului, poți ă, prelungi acel clip, dar mie asta mi se pare destul de puțin precisă. Și acum ajungem la o altă opțiune foarte interesantă, este cea care separă, propriu-zis, trecul de video și trecul de audio. E, asta, dacă o luăm ă, în conjuncție cu acel timeline, iată, așadar cât de departe putem extinde uh, funcționalitatea acelui, uh, acelui, timeline. Ok, și bineînțeles, uh, cursorul uh, propriu zis, acel uh, V, acel hand tool cu care poți să te miști uh, pe, uh, pe material. Un tab foarte, foarte important este cel de transform, nu întâmplător l-am lăsat la sfârșit, pentru că și aici poți ajusta o mulțime, o mulțime de lucruri. Iată, am selectat o poză și poate fi modificată după bunul plac. Poți ajusta poziția orizontală, poziția verticală cu mare ușurință, poți roti respectiva imagine, poți modifica opacitatea și scale adică proporțiile, menținând practic proporțiile sau nu, după cum. Dorești. Deci acesta este un video și poți modifica aproape din mers toate elementele respective imagini. Și mai ai și aici, dacă vă vine să credeți așa ceva, un tab de advanced de unde poți să faci inclusiv crop și să blurezi marginile respectivului clip. Ok, și acum ajungem la un alt aspect extrem de interesant al acestei aplicații și anume partea de export extrem de bine pusă la punct. Ai un Quality Settings um, automatic, adică el poate să-ți preia parametrii brutului respectiv pe care tu l-ai încărcat sau poate face Match Frame Rate în 720p și în 1080p și export și respectivul clip se salvează în galeria foto-video a telefonului. Iată, acesta este un clip de cam două minute pe care Rush reușește să-l exporte pe telefon în circa un minut. Deci cam destul de repede. Haideți să zicem 1 la 2. Ok. A terminat de exportat. Și aici mai apare o chestie foarte interesantă. În momentul în care ești logat pe YouTube, Facebook, Instagram, Behance pe telefonul respectiv, poți să urci clipul acela automat direct din aplicație, direct din Rush. Sigur, ar putea sunt multe de povesti despre această aplicație, este una dintre cele mai complexe și mai bine puse la punct pe care eu le-am încercat vreodată. Uh, și haideți să ajungem la partea de cloud, pentru că și asta mi se pare, mi se pare extrem de interesantă. Uh, practic poți să faci o editare basic mai mult decât basic pe telefon. Repet, am reușit să fac astfel de clipuri de la Mobile World, destul de complexe. Uh, unele dintre ele se găsesc chiar la noi, pe pagina de Facebook. Uh, și în momentul în care vrei să rafinezi respectiva editare, atunci când ai un cont de uh, Creative Cloud, Îți vei regăsi proiectele identic pe un laptop sau pe un PC pe care le poți deschide exact în formula în care le-ai lăsat. Practic toate fișierele, bruturile, proiectul, totul este salvat în cloud și în momentul în care ai închis telefonul și te-ai mutat pe laptop, poți să preiei practic workflow-ul din punctul în care l-ai lăsat pe telefon și să rafinezi să rafinezi respectiva editare. Dacă vrei să faci mai mult decât atât, adică uh, să adaugi un alt nivel de complexitate respectivului proiect, poți să deschizi proiectul direct în Adobe Premiere Pro CC și să continui de acolo, mă rog, să-i adaugi chestii pe care în principiu nu le poți face în rush. Un alt aspect pe care, care mie mi-a plăcut foarte tare și uh, aici cred eu că, Telefonul a meritat banii pe care i-am dat pe el. Faptul că am reușit să editez în rush, inclusiv materiale provenite din altă sursă decât respectivul telefon, și asta este o chestie foarte fine. Pentru că am filmat, iată, pe un card de 256 de giga, am filmat la Barcelona cu o cameră cameră normală, adevărată, și anume cu un uh, Sony A7S2. Cu ajutorul acestui device de la data, care nu este decât un reductor de la SD la Lightning, am practic înfici cardul aici, conectezi la telefon cardul pe care ai filmat și iată aceasta este aplicația pe care ți-o deschide această jucărie. Intrăm în fișierele video și iată vorbim aici despre fișiere video filmate chiar în S-Log. Selectăm să zicem 3-4 astfel de fișiere. Le-am dat copiere în memoria telefonului. Iată, s-au copiat extrem de repede, deși sunt, deși sunt fișiere de dimensiuni destul de mari. Iată-le aici. Le poți pune în ce ordine dorești. Mi le-a așezat la rând și iată-le importate. Bine mersi! Așadar, acesta a fost Adobe Rush. Înainte de a încheia acest clip, trebuie să dau o veste bună și una proastă. Cu care să încep? Păi haideți să încep cu vestea proastă. Deocamdată, el este disponibil doar pe iOS. Toată demonstrația pe care ați văzut-o mai devreme este făcută pe un iPhone 10s Max, care duce foarte foarte bine o astfel de aplicație. Și vestea bună se referă la cuvântul deocamdată. Este anunțat că va fi disponibil în perioada imediat următoare, adică vorbim despre luna martie, cel târziu aprilie. Adică va fi va fi disponibil inclusiv pentru utilizatorii de Android, ceea ce este un lucru foarte foarte bun. Și este fără îndoială una dintre cele mai reușite, mai bine construite, mai stabile și mai complexe aplicații de editare pe care eu le-am întâlnit vreodată pe un telefon și credeți-mă sau pe o tabletă și credeți-mă că am încercat destule. Faptul că poți să treci de pe o platformă pe alta cu ușurință, el fiind bazat pe cloud, este un alt avantaj pe care îl aduce acest program. Și ultima chestie, dar nu cea din urmă, faptul că deși ai o mulțime de facilități în vârful degetului, deși este o aplicație extrem de complexă din punct de vedere al toolurilor pe care ți le pune la dispoziție, în același timp este foarte ușor de optimizat și este foarte bine optimizată pentru ecrane din acestea de, eu știu, telefon, tabletă, adică eu știu între 6 și uh, 10 inci pentru a putea fi folosită la nivel maxim. Uh, nu mi-a venit să cred că poți edita pe un telefon, dar în momentul în care aplicația este gândită și optimizată pentru dimensiunile astea de ecran și făcută cum trebuie, uh, se poate dovedi uh, chiar un tool extrem, extrem de, de util și de uh, important. Pe mine mă încântă că poți uh, utiliza practic telefonul pentru a edita inclusiv de pe o cameră, clasică, tradițională, faptul că poți conecta la un, la un deocamdată la iOS, dar cu siguranță poți face chestia asta și pe Android, și anume să-ți aduci fișierele de pe cameră, ți le urci repede pe telefon, le editezi, iar modul în care s-a mișcat la export pe mine, sincer, m-a dat pe spate. Dacă mai vreți să mai facem astfel de tutoriale pe viitor, încurajați-ne dându-ne dând un like și un share acestui clip și, bineînțeles, un subscribe canalului nostru de YouTube.